În comuna Doljană Plenița, cea care a aflat prima despre banii europeni care se acordă femeilor care se declară pe proprie răspundere victime ale violenței domestice, a fost asistenta socială din primărie. Nu s-a gândit la femeile din comună care sunt bătute de soți pentru că asta e treaba poliției, spune ea, ci la câteva prietene pe care le-a anunțat despre proiect. Chiar și ea a urmat cursuri de calificare și a primit bani pentru că este maltratată de soțul de care s-a despărțit de 3 ani. Noi ne-am înscris luând după internet, anunțindu-ne între noi un cerc de fete prietene. Eu cred că nu la nivel de primărie trebuia să știe că țața Ioana este bătută și cred că la nivel de poliție. Printre beneficiarele banilor europeni în quantum de 6.000 de lei se numără și o altă lucrătoare socială și mama acesteia, victime ale violenței verbale din partea soților, dar și o tânără care a fost țintă agresiunii verbale a bunicilor soțului. Se feresc însă să vorbească în fața camerei. Eu n-am avut probleme cu soțul. La mine a fost violență verbală din partea bunicilor lui, care au și murit între timp anul trecut. Deci banii eu i-am folosit singur pe amândoi. Dar nu au fost de acord să mă căsătoresc cu ei și zic, nu e și asta, am intrat la programul ăsta. Dar multe au fost băcute. Locuri n-au fost multe, deci locuri n-au fost multe. Acum fiecare cum ne-am împrietenit. Da, da, cum am ținut legătura unele cu celălalt și m-am vorbit. Păi da, noi suntem vecine, noi suntem de la alta. Da, ne-am ținut pe cealaltă, da. Am avut foarte... fost victima violenței... Da, da, verbale. Da, violență, da. Da, verbală, da. Din partea soțului? Da, din partea soțului, da. Cum v-a ajutat, frate? Ne-a ajutat foarte mult, campanul și de sănătate, am mers la medic. Și pentru casă am folosit banii, pentru mai multe trebuințe ale familiei, da, m-a ajutat foarte mult. Da. Și s-au rezolvat problemele din familie? Cât de cât, da, da. S-a mai liniștit între timp. Banii liniștește de oricine. Sunt și voci care susțin că acești bani ar fi trebuit dați doar celor care pot dovedi cu acte agresiunile. Eu eram dat afară cu copil, știu și vecinii și tot satul, nu e să vă zic că vă min sau ceva. Am plecat de acolo de bunăvoie că nu puteam să mă înțeleg cu el. Mă băteam, mă drăcuiam, mă înjura, dormeam pe afară, uneori noaptea plecam la mama mea, am stat aici noaptea târziu. Eu înțeleg că o agresiune din asta maltratată e să fi fost bătută, să fi fost gonită, să fi fost dusă pe la spital, că a avut ochiul spart sau nasul rupt, cum am eu deviație de sept de la bătaie. Primarul comunei spune că nu știe nimic despre acest proiect și despre beneficiarele acestuia. Prin localitatea noastră, prin autoritatea locală și nici nu am cunoștință prin altă sursă să fi derulat un astfel de proiect, exclus ca la prin noi să se fi desfășurat asemenea activități. Dacă se desfășurau, vă dați seama că noi știam de absolut tot despre ce este vorba. În Dolj au participat la cursuri de calificare profesională în cadrul proiectului Start, o viață de calitate în siguranță, derulat de Ministerul Muncii, 93 de persoane. 59 au fost din Craiova și 34 din județ. Conducerea Autorității pentru Egalitate de Șanse ne-a explicat că pentru procedura de selecție a beneficiarelor, principala sursă de informare au fost asistenții sociali.